Bună seara, prieteni, suntem la Sport Report. Două meciuri importante în play-out s-au jucat în această zi. Două victorii pentru gazde. Ceva mai devreme, Hermaș a învins-o pe Petrolul 2-0. În meciul de după amiază, UTA a bătut-o pe Oțelul 3-1. O să vedem la clasamentul și o să vă explic câteva lucruri importante care decur după aceste meciuri. Îmi salut însă înainte pe Mihai Stoica, invitat în această seară. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de prezență. Haideți să vedem clasamentul și să explicăm, repet, ce știm clar în acest moment în zona de play-out. Trei echipe, primele trei, Hermannstadt, UTA și Oțelul, sunt echipe care nu retrogradează, nu ajung nici măcar la baraj. Oțelul are 9 puncte peste Botoșan, dar Oțelul este o echipă care a intrat cu punctajii par, Botoșanul cu punctajii impar. Practic și Ucluj o punem ca salvată de retrogradare. Mai e ceva important, este o rundă în care Ucluj ia o opțiune serioasă pentru a termina în primele patru în play-out. De ce e important? Pentru că este o echipă care are licență europeană. Și atunci avem siguranța că va exista măcar un baraj pentru Europa între o echipă din play-out și o echipă din play-off. Evident că pot fi două baraje dacă Oțelul nu câștigă Cupa României. Sunt calculele, evident, care decur după această etapă de play-off. Mâine, de play-out, mâine vom avea un meci teribil, realmente, pe Arcul de Triumf. Dinamo Voluntar este chiar cu retrogradarea pe masă, un meci extrem de important în acea zonă. Hai să vorbim despre FCSB, despre tentativa de a închide lupta la titlu etapă de etapă și parcă nu se poate așa. Abia de acum putem să o închidem într-un meci, adică suntem la mâna noastră. M-am chinuit foarte mult să explic multora că nu înțelegeau mare lucru. Deci punctul ăsta e foarte important pentru noi. De fapt, singura chestie bună de aseară a fost punctul luat la Sfântul Gheorghe. Era jocul fanta... nu v-a mulțumit? Nu neapărat jocul, am ratat prea mult. Adică nu poți să ratezi în halul ăsta. Câte ocazii să ai ca să... Chiar am schimbat două vorbe cu Roland Nițui după meci. Ne-am intersectat acolo și i-am zis ce face obosit. Și zic, obosit, dar el zice... În viața mea nu s-a întâmplat ca în primele 5 minute să am 3. Că am avut 3 ocazii, da, imense în primele 5 minute. De ce e important punctul, spuneți? Este important punctul că dacă am fi pierdut, noi nu puteam să o rezolvăm într-un meci. Noi acum avem 3 fise. Avem meci cu Farul. Nu contează ce face Craiova în seara asta. Să presupunem că Craiova câștigă în fața CFR-ului. Dacă noi câștigăm sâmbătă, suntem campioni. Dacă nu câștigăm sâmbătă și jucăm după aia la Craiova, dacă se batem la Craiova, suntem campioni. Dacă nu câștigăm nici la Craiova, jucăm cu CFR acasă și câștigăm, suntem campioni. De-aia spun că avem 3 fise. Nu vreau să mă gândesc la a treia să o folosim, că am avea meci cu Rapidul acolo și ar fi prea mult. Sigur, mai există și jocul rezultatelor. Spre exemplu, dacă să presupunem că la peste 3 etape, când noi jucăm cu CFR, în aceeași etapă joacă Farul cu Craiova. La un X al Farului cu Craiova, noi putem să pierdem toate meciurile până la sfârșit. Am înțeles. Mie mi se pare că totuși calculele astea nu prea așa au rost, pentru că FCSB e campioană. Rămâne de văzut și de stabilit etapa în care se va întâmpla chestiunea Sigur. Asta. Sigur, da. Deocamdată sunt două echipe care, dacă noi pierdem toate meciurile până la sfârșit, sunt două echipe care la momentul ăsta au șanse să fie campioane. Dacă câștigă tot până la final. Da. Băi. E puțin mai complicat. Orice rezultat de egalitate știți făcut de Craiova... Ăsta? Dacă ne uităm până acum, câte meciuri a pierdut FCSB în play-off? Niciun. Celelalte le-au câștigat pe toate până acum? Nu. Nu. Păi de asta zic că... Eu știu asta, dar eu spun, vorbesc din punct de vedere matematic. Adică vorbesc la concret. Nu la... E aproape imposibil să întâmple asta. Doar că, uite, l-am pierdut pe Chiricheș. Da. L-am pierdut pe Coman acum. Apropo, Coman ce... Coman e pe la RMN acum. Dar așa e puțin ca îndevreme, e leziune fibrilară, 100%. Leziune fibrilară? Da. Și ce ar însemna asta? Din perspectiva asta euro? Nu. Euro nu există risc pentru euro. Există risc pentru noi. Și există risc pentru acum, depinde. Sperăm ca leziunea, dacă există, să nu fie într-o zonă apropiată de tendon, ca să poată interveni Mariana Kovacevic. Și atunci etapa viitoare ar putea să joace. Okay. Dacă, da.
Deci, nu e Coman, nu e Risto la meciul ăsta. În opinia mea, din cauza unei erori mari de arbitraj. Da, acolo n-a fost de cartă. O eroare mare de arbitraj care poate să le coste. Și nu înțeleg de ce se fac asemenea erori. Când cu câteva minute înainte fusese o fază asemănătoare la Băluță, nici măcar fault nu dăduse în duelul cu Nina. Moroiț. Da, la marginea Băluță. Care... Mă întorc un pic la Coman. Deci, se ia în calcul și se va duce la Belgrad. Dacă poate să intervină. Mariana se uită la Remene și spune: în zona asta intervin, în zona asta nu intervin. Am înțeles. Există un risc din perspectiva jucătorului mergând la Mariana pentru Euro? Adică niciun risc. Nu există niciun risc. Nu, jucătorul să gândească de genul vreau să mă refac nu, fără intervenția ei ca să fiu 100%... Intervenția ei nu are nicio contraindicație. Faptul că se reface mai repede leziunea nu înseamnă că ești predispus la o recidivă. Okay. Nu, este absolut aceeași procedură, doar că ea are gelul ăla care conduce curentul mult mai bine. Am înțeles. De multe ori mai bine. Și de aia se reface mult mai repede. Nu este nicio vrăjitorie. Nu este vraci, Mariana. Am spus-o și o repet. Este farmacist și are un gel care conduce curentul mai bine. Tot că e vorba de Coman, până la urmă, un jucător foarte important. Sigur. Și pentru Națională. Dacă, să spunem, ar fi în zona în care Mariana n-ar putea interveni. Tot nu e în pericol pentru Euro. Pentru Euro, pentru că nu poate să fie o leziune mare. Sub nicio formă. El s-a oprit, n-a vrut săriște. Astăzi deja la mers nu mai ținea deloc. Adică trebuie să fie ceva mic. Poate să fie chiar doar o contractură sau o întindere mică. Uh-huh. Adică leziunile fibrilare sunt de mai multe feluri. În vocabularul fotbalistic se vorbește de contracturi, de întinderi, de rupturi. Dar toate sunt leziuni fibrilare. Practic, fibra se întinde și se rupe. Dacă sunt rupte mai puține fibre, este o contractură. Uh-huh. Se poate refăcu fizioterapie, imediat se reface țesutul. Dacă sunt mai multe întindere, bineînțeles, rupturile sunt rupturi, că asta e. Unii pur și simplu nu înțeleg. Cum a putut să aibă cineva ruptură de 18 cm? Da, atât a fost ruptura, de 18 cm. Nu, pare că ții piciorul mână la 18 cm, adică poți să mai mergi. Nu zic așa, ca idee, da. Da. Dar asta este. Eu întreb specialiștii și frumos gol a dat Niculescu. Da. Discutăm imediat și de Niculescu. La faza golului a simțit Coman? Imediat după. Nu, la o fază chiar în lângă bancă aici. Nu. Ok. Fără Radunovi suspendat în meciul cu Faru, fără Coman care spuneți că nu are timp să... N-are cum. La meciul cu Faru. N-are cum. Ovidiu Popescu este apt 100%, l-am văzut. Da, este da, apt 100%. Era. Okay. A fost și acum absolut. Era întrebarea cine joacă în locul lui Radunovic, e o poziție care nu poate fi acoperită chiar de... Probabil el va fi acolo, a mai jucat, a făcut-o bine. Uh-huh. Mă întorc un pic la ce vă întrebați mai devreme. Da. De joc spuneți că n-ați fost mulțumit pentru că s-a ratat prea mult. Da. Bun, asta este una dintre componentele unui joc, ca să ajungi să ratezi foarte... Și eroarea lui Fare, da. Știi ce se întâmplă? În momentul în care un portar greșește, imediat se vede și toată lumea îl condamnă. Dar la fel de mare greșeală consider când ești singur cu portarul și ratezi. E același lucru. Doar că aia se trece neobservat. Când Ștefan Târnovanu pe stadionul ăsta a făcut jocuri fenomenale, poate cele mai bune jocuri din cariera lui pe stadionul ăsta s-au disputat. Atunci toată lumea l-a lăudat. Acum a făcut o greșeală, e adevărat. A făcut o greșeală, dacă eram puțin mai atenți, putea să fie și reparat. Așa cum și Șut a făcut o greșeală la meciul cu Rapid și n-a reparat-o Târnovanu. A contribuit și el. Se întâmplă. Ce putem să facem? Nu e... Bineînțeles că nu e ok, dar chiar și așa noi am avut... Noi nu trebuia să ajungem aici. Noi puteam să fim destul de lejer. Să conducem la o diferență mult mai mare. Băluță a avut vreo explicație pentru că n-a băgat nicio minge în poartă? Nu știu, sunt Băluță, curios așa. Băluță s-a scos cu pasa genială pentru Niculescu la golul 2.
Da, ratează. Mai ales că nu e primul meci. Nu e prima dată când ratează. Da. Băluță poate să înscrie doar cu execuții... Nu înscrie cu execuții normale. El a înscris la Galați cu exterior unul de cele mai frumoase goluri a acestei ediții de campionat. La Petrolul s-a scos mingea din poartă, dar nu s-a văzut dacă a intrat sau nu a intrat. După aia a marcat cu stângul. Stai, Băluță. Nu e marcator genul lui Olaru anul ăsta sau al lui Coman, care au execuții care trădează, da, care trădează o siguranță extraordinară. Nu, da. Adică nu trebuie o mare finețe tot. Mă gândesc așa din postura de privitor să bagi măcar o minge în poartă din pozițiile pe care le-a avut Băluță. Așa e. La Băluță există o explicație. El face tot un... Uite aici, exteriorul lui, nu am văzut reloare. N-am avut stomac să mă uit la... Pentru că am avut așa o presimțire că o să luăm gol în prelungiri. Și când l-am văzut pe Ciobotariu în situația aia, am zis gata, le-am curățat. Da, uite că și asta, curățat. Că și ne vedem... A dar a fost la 0-0. Ce înseamnă? Ce ocazii sunt la 0-0? Puteai să faci 1-0. Ai făcut 1-0. S-a făcut 1-0. La Băluță explicația este că el totul face într-o foarte mare viteză. La Băluță nu o să-l vezi niciodată relaxat în fața porții să poată să așeze mingea cu latul. El face totul în viteză. De-aia și ajunge să aibă foarte multe ocazii. Dar simțiți apăsat de chestiunea asta? Că nu reușește să marcheze? Sau e o chestie pe care trece? Nu. Mă rog, și nu e... Nu e apăsat. Nu. Nu. Și până la urmă, cum v-am spus, e adevărat, am pierdut doi jucători extrem de importanți pentru partida cu Faru, dar am făcut un rezultat bun. Spuneți-mi situația lui Chiricheș, care este? Adică cu accidentarea. S-a operat, nu s-a operat? S-a operat ieri. S-a operat ieri. Da. Și care sunt previziunile? S-a operat ieri și operația a fost un succes total și acum, de văzut, în mod normal, în 10 zile ar trebui să se antreneze. În 10 zile? Da. Ceea ce el ar putea să fie apt fizic, mă refer, pentru Euro. Și pentru ultimele două meciuri la noi, dar sper să nu fie cazul să trebuiască să riște. Nu, dar poate că ar putea el să insiste să joace din perspectiva Euro cu FCSB campioană, dacă va fi așa, de exemplu. Măcar de-ar fi așa. Deci, practic, sunt șanse, repet, ca el să fie apt el, pentru Euro, acum că e decizia. Mâna nu-i picior. Corect. Și, sigur, la început, câteva zile, nu se poate antrena pentru că, știi, e fluxul sangvin care poate să îi creeze probleme, dar după aia poate să se antreneze și poate să se antreneze normal. S-a operat în România? Da, sau? Sigur, da. În România. Da, ideea cu tricoul aseară, care mi s-a părut foarte, foarte ok, va aparține unui, aparține celor din staff. Uite, o să spun sincer. Cu Pantea, atunci, da, mi-a aparținut. Adică am spus, bă, luați tricoul lui Pantea. Acum a fost, pur și simplu, nici nu n-am mai avut minte să mă gândesc la așa ceva. A fost ideea băieților. Bine, Pantea, mă gândesc că era și un jucător care are mai multă nevoie de un astfel de gest decât Chiricheș, care ok. Pantea e copilul nostru. Păi nu, dar asta spune. Pantea e copilul nostru. Chiar acum, de el fiind la sală, apuc să vorbesc mai mult cu el. Și știi că el a fost copil de mingi. Da, a fost șeful copiilor de mingi. Pentru că el era lângă bancă. Cu el mai făceam șmecherii. Știi? Pentru mine asta a fost șocul mare să văd... copilul pe care l-aveam lângă mine acolo să-l văd fotbalist prin curte. De-aia m-am dus de curiozitate să-l văd jucând. Am zis, bă, tot l-am văzut de mic așa și era... Situația lui care el va fi apt pentru pregătirea din vară? Nu. Merge în pregătire, se antrenează separat, dar nu, nici vorbă. Nu. Deci la el mai durează. Durează. Adică nu e apt pentru debutul campionatului și pentru preliminariile în cupele europene. Nu. Ok. Mă întorc la Târnovanu. Am înțeles explicațiile. Vi se pare că traversează un moment de lipsă de formă? Nu. Cred că a avut trac, așa cred, chiar dacă el zice că nu. Dar, trac de ce? Adică care să fie? Pentru că se apropie ceva ce așteptăm de foarte mulți ani. Am înțeles, la distanța este, ar trebui să se diminueze din tracul ăsta, că totuși este imensă. În niciun caz n-a fost vorba de lipsă de concentrare, pentru că la el nu se pune problema așa, a greșit, nu e prima la ieșiri, încă un portar de 23 de ani încă mai are probleme cu reperele și cu ieșirile.
De-aia l-ai văzut pe Donnarumma, care are 25 de ani și care apără de foarte mulți ani, că apără de la 17 ani meci de meci, mi s-au dat o grămadă de bani lui, are un salariu imens, a fost considerat cel mai bun portar din lume, a fost cel mai bun jucător al turneului final al campionatului european, pentru că a închis poarta Italiei, i-a făcut campioni europeni, și Donnarumma cu Barcelona în tur a fost catastrofal. Că n-a avut o ieșire ca Târnovanu acum, a avut vreo 3 ieșiri al Andal. Asta este la portar, ce poți să faci? Știi cum? Eu prefer un portar care mai greșește dacă iese, dar să iasă, decât unul care stă pe linia porții la alibi și plonjează, n-ajunge mingea și nu se vede nimic, nimeni nu zice că a greșit. Dar ai o greșeală mai mare. Uh-huh. Acum a avut și ghinion. Da. Miculescu, că am ajuns și la el. Am început să vorbiți de el. Da, da, de ce, golul, ce spune, uite, pasa lui Băluță, fenomenală. Toată lumea s-a așteptat ca el, pentru că era în unghi, să-și oprească și o mute pe stângul. Și atunci toată lumea își lua măsuri, mai ales Nițui. Dar a dat surprinzător și pentru noi, cu piciorul drept. Da, mai ales că totuși poziția nu e, e în unghi. Nu, e din unghi, din unghi. Din unghi, portarul e în poartă. E gol de autor și a intrat foarte bine. Nu e ușor să intri în minutul 20, fără să fii încălzit, pentru că intri imediat, n-a pus să-ți faci încălzirea. Știi cum e? Încălzirea pe care o face echipa, nu o fac și jucătorii care iau loc pe bancă. Se mai joacă și ei puțin cu mingea. Adică superficială. Chiar superficială. Prea scurtă, da. Da. Și a intrat bine. A intrat bine, a câștigat duelul. Mai are o fază în care a dat un pas cu călcâi în partea a doua a meciului lui Darius Solaru, extraordinară. Acolo mie mi s-a părut fault. Poate că m-am înșelat, că l-am văzut relor, dar s-a părut faul pe 16 metri, chiar eram curios dacă nu cumva a fost chiar în careu. Dar, în fine. Au fost niște etape la rând în care echipa a arătat siguranță defensivă, după care vin meciurile astea și cu Rapid și cu Sepsi. Care vi se pare că e cu adevărat fața? Sau e pur și simplu un contrast din ăsta care când bine, când rău și cam asta e fața actualei echipe, în defensivă mă refer? Lipsește Chiricheș, care a ieșit în prima jumătate cu Rapid. E un jucător extrem de important. Un jucător care poate să organizeze blocul defensiv. Am ajuns să facem, stai să mă gândesc, 7 puncte întregi, distanță de locul 2 și fără el. Adică 9 puncte în sezonul regular plus prima etapă din play-off. S-au jucat fără Chiricheș. Adică el a jucat puțin la începutul campionatului. Da. A fost pe teren într-un singur meci foarte important, 1-0 cu CFR în Ghencea. Dar nu e asta, adică și cu Daua și Înghezana n-am arătat foarte mari carențe defensive. Acum a fost o greșeală colectivă la primul gol și gafa lui Fane la golul 2. Gafă care a lipsit o perioadă foarte lungă, pentru că el a avut evoluții bune. Uh-huh. Na. Spuneți-mi de Radunovici, v-am mai întrebat. Da. Am văzut o informație, nu știu dacă e sau nu adevărată. Exact. Da. Mi se pare totuși că interesul CFR-ului ar putea să fie legitim în sensul că Radunovici e un jucător care a confirmat. N-a intrat în ultimele 6 luni. Dacă, va intra. Dacă a fost contactat. Nu de contactat. Nu, nu cred că a fost. Noi suntem în discuție. Cu el. Da. Becali a spus public oferta. 15.000 de euro. Și noi suntem în discuție. Acum suntem în discuții cu el. Sunt chiar încep, de fapt, discuțiile cu agentul lui. Ce feeling aveți? Că veți reuși să-l păstrați? Pe feeling, că spuneți că abia ați început discuțiile. Nu știu să spun dacă vom reuși. Știu că până în iarnă e al nostru și că n-are cum să plece, sub nicio formă, pentru că mi-e greu de crezut, mi-e greu să cred că cineva va da o sumă mare pentru transferul unui jucător, unui fundaș stânga de 32 de ani, care e liber în iarnă. Da, dar dacă să zicem varianta, el semnează în vară cu CFR. Și ce dacă? Joacă la noi. La el nu se pune problema. El nu-i bălgrădean. La el nu-i bălgrădean. Nu există. Bălgrădean a semnat, n-a zis nimic și a apărat la Botoșani. Și a comis-o. Și am făcut 2-2.
Ne-am pierdut șansele la titlu. După aia s-a dus la CFR. Dar n-a spus. La Risto nu există riscul ăsta. Niciodată. Okay. Risto are un caracter prea frumos și eu sper să rămână și, pentru că este extrem de important pentru noi, în vestiar. E o voce foarte puternică în vestiar. Da, pentru că el nu pare un jucător care e așa să fie nu pe teren. E destul de agresiv și când... Nu-ți poți imagina ce voce importantă în vestiar și cum reușește să ia sub aripa lui pe cei tineri. Plus că vorbește românește mai bine decât noi. Mai bine, și de multă vreme. De câți ani e? Cred că e de... Planici putea să stea 30 de ani că nu învăța românește. Sau ne întoarcem. Asta vorbeam cu el acum. Risto vorbește perfect. Momcilovici vorbea perfect. Mehmedovici vorbea perfect. Martinovici vorbea bine. Sârbii vorbesc, mă rog, cei care vin din... Djokovic vorbește toate limbile la el, nu se pune problema. Nu există așa ceva. Djokovic este un fenomen. Dar cei care vorbesc limbi de sorginte slavă, să învețe atât de ușor românește, la perfecție, în comparație cu cei care vorbesc limbi de sorginte latină care nu învață. Este inimaginabil, dar cei din fosta Iugoslavia au un mare talent. Vă sperie forma Farului? Vă întreb de Farul că e următorul adversar. Și modul în care arată echipa, câte puncte a făcut în play-off, cum a abordat? Eu am să fiu foarte sincer. Eu cred că noi, cu un rezultat de egalitate, suntem campioni. Chiar dacă nu matematic, dacă bate Craiova în seara asta. Dar chiar dacă bate Craiova în seara asta, eu cred că noi cu un rezultat de egalitate cu Farul suntem campioni. Și nu poate să mă sperie nimic. Nu, context, în sensul de absențe la FCSB, forma Farului, că totuși e într-o formă, 3 victorii la rând și toate 3 victoriile cu echipele importante, mă rog, astea care sunt din play-off. Corect. Și înainte de alea 3 victorii la rând? Înainte de alea 3 victorii la rând au fost alte 13 goluri marcate în 5 meciuri și 0 goluri marcate într-un meci. Nu, încercam acum să-mi iau aminte în meciul FCSB-ului cu Farul. Cred că a fost meciul care a produs cele mai puține ocazii la poarta unui adversar. În play-off mă refer, nu știu celelalte meciuri. Nici mai urmă de aminte, așa. Nici CFR-ul n-am avut foarte mari ocazii. Da. Așa arată clasamentul. Da. Formidabil golaverajul Farului. De fapt, golaverajul. Golurile marcate, că, repet, sunt cu echipe bune și foarte bune. Are o medie de peste 2 goluri Farul până bune să... Bune și foarte bune, dar mai contează și momentele în care le prinzi. Că dacă îi prinzi pe unii fără antrenor, dacă îi prinzi pe unii cu probleme, ți-e mai ușor. Da. E adevărat, dar mi-aduc aminte că și Rapid a prins-o pe CFR fără antrenor, Rapid fi cu Bergodi și nu e și bine pentru Rapid. Da, dar la Rapid, la Bergodi, la Rapid se vorbea de când a început, de fapt, de mult se vorbea de înlocuire și că nu mai corespunde. Apropo de meciul cu Farul, astăzi e joi, meciul e sâmbătă. La ce nivel sunt ca număr de bilete vândute? Dacă aveți vreo... Până în 20.000. Până în 20.000. Și ca estimare pentru sâmbătă? 25-30, poate. 25-30.000. Ok. Bun, urmează ultimul meci al acestei etape în play-off, dar un meci foarte important pentru zona de cupele europene. Domnul Stoica o să spună că și pentru titlu. Eu spun că pentru cupele europene este important acest meci între Craiova și CFR. O echipă vine cu antenor pe bancă, o echipă vine fără antenor pe bancă. Nu vreau să jignesc pe nimeni de la CFR, dar pur și simplu e un interimar. Da. Cum anticipați meciul ăsta? Cred că Craiova pleacă net favorită în meciul ăsta, chiar dacă nu l-are pe Mitriță. Vine după o victorie pe un teren pe care noi n-am reușit să câștigăm și întâlnește o echipă care a luat 5, dar CFR n-a jucat foarte, foarte, adică 5, nu spun că rezultatul e mincinos, sub nicio formă. Însă CFR a avut ocazie la 0-0 Mucar, la 1-0 Brligea, ocazii foarte mari. Deci, probabil că putea să existe un alt fel de dezlodământ. O mare absență este Brligea. Da. O altă mare absență, în opinia mea, este Manea, dar joacă Mogoș, fundaș dreapta. Cred că problemele foarte mari pe care le are CFR, le are în zona centrală cu Boban și Cresici. Mi se pare că Manea e o pierdere pe ce a arătat în ultima vreme?
Da, Mane e un jucător care se potrivește foarte bine la CFR. Eu cred că Mane, și fundaș central, era peste Boban sau Krisic. Și mă surprinde că nu joacă, adică eu credeam că va juca Avunu. Nefiind Bărligea, da. Sunt curios la cum a arătat defensiva CFR-ului în acest campionat și Dan Petrescu câți jucători defensivi va lua în apărare. Da, depinde și ce contracte au, pe ce durată au contractele astea. Am înțeles, dar pe Petrescu cred că îi interesează mai puțin asta. El vine și spune, dacă mă lăsați cu lotul ăsta, degeaba mă duceți. Cred că așa zice. Nu știu acum exact cum. Să vină întâi. Da. Bun, haideți să-l ascultăm pe Gâlcă, antrenorul Universității, pe care ne întoarcem și analizăm și primul 11 al gazdelor. Bun găsit, mister! Așa cum ați spus și ieri, a trecut meciul cu Sepsi, euforia, laudele și a venit acest meci o nouă finală pentru ce va urma. Bănuiesc că locul 2 e obiectivul, după aceea mai vedeți. Cum se prezintă echipa dumneavoastră la ora jocului? Bine, foarte bine după victoria de la Sepsi, dar este al meci. Jucăm contra unei echipe cu experiență, cu jucători foarte buni. Au și făcut 3 schimbări. Mă aștept la un meci foarte greu, trebuie să știm să gestionăm momentele, să alternăm momentele de intensitate cu unele momente, să temporizăm jocul, să avem intensitate în apărare, pentru că este foarte important cum gestionăm aceste momente în meci. Și dumneavoastră a trebuit să faceți o schimbare față de meciul de la Sfântul Gheorghe în centrul defensivei. Accidentarea lui Maldonado va obliga să-l titularizați pe Zaicov. Nu, e un jucător care poate ajuta, de aceea este aici și toți care sunt în lotul nostru o să încercăm să-i folosim și să simtă că fac parte din echipă și cu siguranță că mulți ne vor ajuta în următoarele meciuri. E presiunea mare pe jucători sau au suficientă experiență încât să absoarbă această presiune, pentru că e o luptă pentru un obiectiv extrem de important în meciurile care au mai rămas? Da, e important cum gestionăm această presiune. E o presiune care eu aș vrea să o am, pentru că este important să te lupți pentru locul 2 și avem această opțiune și am spus-o, depinde de noi. Mulțumim mult, mister. Gâlcă, ultimul antrenor care a adus titlul FCSB-ul. Ultimul titlu FCSB-ul l-a adus Oțelul Galați la Târgu Mureș. Lăsta până la urmă antrenorul. Noi care... până la urmă Oțelul Galați la Târgu Mureș, echipă retrogradată care s-a dus și a bătut la Târgu Mureș. Dacă pierdea la Târgu Mureș, nu mai câștiga Gâlcă niciun titlu. Haideți să vedem echipa de start a Craiovei. Absențe importante, că ok, Mitriță nu e, dar nu e nici Screciu, care mi se pare important din moment ce jucător de echipă națională. Foarte și important. Probabil va fi la Euro sau Screciu, Craiova ar avea nevoie de 2 de Screciu, da. O dată închizător, exact. Și o dată fundaș central. Sau chiar de 3, să joci cu 2 de Screciu stopări și un Screciu la mijloc, da. 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 Joacă și Ivan, joacă și Markovic. Pentru Ivan, faptul că lipsește Mitriță, Ivan poate să joace poziția pe care se simte cel mai confortabil și unde a avut cele mai bune cifre. Doar Vaiaram rămâne pe altă poziție, că asta e realitatea. Mitriță, Ivan și Vaiaram, toți trei sunt, postul de bază este atacat lateral stânga. Cred că este doar că Vaiaram a jucat foarte bine și număr 10, când era Reghecan fa antrenor. Da, cred că este o mare șansă pentru Ivan că a venit Gâlcă. Eu vorbesc din perspectiva lui Ivan. E un jucător pe care Gâlcă l-a vrut la Espanyol, îl apreciază foarte mult, cu siguranță îi va căuta un loc, adică să-l câștige ca jucător. Da. Pentru că el totuși a avut niște sezoane, precedentele două, în care a dat 30 de goluri. Sigur că da. Da, adică e un... Da, e jucător, jucător bun și jucător, da, de 27 de ani, mai are multe de spus. Bun jucător. Calități fizice remarcabile. Frumos tatuajul, nu? De pe piciorul lui Markovic sau cine. E figură mare, n-ai. Țineți cu CFR-ul, nu? Normal. Normal. Normal, pentru că meciul ăsta, într-adevăr, poate să mai clarifice o... Craiova nu ne mai poate ajunge. Bun, hai să vedem clasamentul, să facem calcule și din perspectiva cupelor europene. Locul 2, sigur, sigur, în Conference League. Deci aici nu sunt dubii. Locul 3 va merge la baraj.
în sensul că va disputa barajul pe teren propriu cu echipa care va veni din, din play-out. Deci aproape incredibil că Universitatea Craiova și CFR Cluj au ieșit din sferturile cupei și da, finala cupei va fi Corvinul Oțelul. Da. Asta este... Oțelul nu e o surpriză atât de mare, dar Corvinul... Și modul în care au pierdut, că totuși CFR da, e scoasă, da, nu mă refer la scor neapărat, de o divizionară secundă, da, iar Craiova pierde acasă cu Oțelul. Da. Acasă. Acasă. Joci un singur meci. Incredibil. Faro e foarte bine poziționată. Faro da, e foarte bine poziționată. Mai are meciuri acasă în final cu Sepsi și cu Craiova. Spun acasă pentru că e o echipă care acasă a arătat bine, de adevărat că a bătut pe Craiova și în deplasare. A da, făcut 13 puncte în play-off, da, întregi. Da. În condițiile în care Rapid a făcut un punct și CFR 4. Și condițiile în care Faro a fost foarte aproape să nu intre în play-off. Sigur că da. Foarte aproape. Și care avea niște probleme gigantice. Nu putea să câștige acasă. Conducea și lua gol pe final. Și de la cine? De la Botoșan, de la Hermannstadt. Dar, uite, Hagi a reușit să-i aducă în cea mai bună formă din sezonul ăsta, chiar că trebuia, că sunt punctele întregi. Da. Bun, dacă mai avem timp să ascultăm și pe Dican, cel care, mă rog, e trecut în acte antrenor la CFR, probabil că împreună cu Hoban fac pregătirea sau au făcut pregătirea acestui meci. Bună seara, mister! Bună seara! Practic, una dintre ultimele șanse în această seară. Așa este. Seara asta, zic că e una dintre ultimele șanse pentru a prinde un loc pe podium. Partidă dificilă, în compania unui adversar bun, va trebui să facem un joc bun ca să putem pleca de aici cu un rezultat pozitiv. CFR vine după două înfrângeri consecutive și găsește Craiova cu un antrenor nou, câștigând primul meci pe bancă. Cum sunt parametrii acestui joc? Așa în condițiile este. Noi astea, suntem cu încrederea destul de jos la momentul acesta. Craiova, în schimb, în urcare, s-a creat o anulație după numirea lui Gâlcă, dar noi trebuie să găsim resursele necesare ca să putem pleca cu un rezultat pozitiv de aici. Am văzut că pe bancă sunt și Bârligea și Aieti, care au avut probleme medicale. Mizați pe ei în această seară sau nu vreți să riscați? Ei sunt pe bancă, să vedem acum ce ne oferă și jocul. În funcție de ce oferă jocul, atunci vom lua o decizie. Mulțumim mult, mister Plicea. Bun, l-am ascultat. Arbitru Ișvan Covaș, e important. Arbitru care a arbitrat Barcelona PSG, care va fi la Euro și e foarte bine văzut la UEFA. Și a arbitrat extraordinar Barcelona PSG. Da, corect. Extraordinar. Așa e. Adică să ai niște faze atât de grele și să n-ajungi la VAR, e mare lucru. Și toate deciziile au fost impecabile și au fost luate. Și faptul că cea mai controversată faza a fost în debut, i-a creat probleme ulterior în meci, că meciul s-a tensionat peste măsură, da, oricum era. Da, da. Dar iar asta, că am auzit, mulți spuneau, băi, n-a avut respect pentru Xavi. Păi Xavi a dat cu piciorul în protecțiile alea acolo de la cameră, a înjurat de... bineînțeles că trebuia să-i dea roșu, n-avea voie să-i dea. Era de neiertat dacă nu-i dădea roșu. Sigur că da. Dacă nu-i dădea roșu acolo, ieșea el foarte rău. Da. Eu spunea, dom'le, ți-a fost frică, nu știu ce, nu. Chiar sunt curios după prestația, pentru că știu cum se judecă de regulă la UEFA. Poate prinde finala. Că așa dacă ai un meci Barcelona pe care nu se întâmplă nimic, la UEFA nu ești neapărat, wow, ce ai făcut. Dar dacă ai un meci foarte greu, cum iau aminte că a avut odată, numar Ciniac, Turcu, cum îl chema, Chakır. A avut un Atletico Real Madrid în care UEFA, cine era președinte la UEFA atunci la arbitri, a zis că el nu s-a mai uitat de frică că se întâmplă ceva în meciul ăla. Și l-a dus la capăt și după care a arbitrat finala. A avut multe Chakır. A avut și cu Nani atunci, a avut multe. Dar nu, el și plus că el mai are și faza aia de la City. Da. A fost Pe și aia a contat în progresul. Mult. Mulțumesc mult, domnul Stoica, pentru prezență. Urmărim împreună Craiova-CFR. Ne revedem la final, la minutul 91.